Ne întoarcem în țară. A fost arborat steagul roșu în stațiunile Forie Nord și Sud după ce marea a început să fie agitată de curenți extrem de puternici. Pe plajă, o furtună de nisip a făcut ravagii. Se întâmplă în cel mai aglomerat weekend în stațiunile de la malul mării. Peste 70.000 de turiști sunt în aceste zile acolo. Cum fac față salvamarii și care este în acest moment atmosfera, ne spune colega mea Alexandra Ghețea. Alexandra, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, bun găsit tuturor! Salvamarii sunt la datorie și au de lucru, la foc continuu, dacă pot spune așa, pentru că i-am auzit și mai devreme, fluierau după cei care au intrat în apa mării și erau acolo, deși, atenție, în Eforie Sud, locul unde ne aflăm și noi în momentul de față, este arborat steagul roșu, așa că scăldatul este interzis, oamenii nu au voie să facă baie în mare, de altfel nici nu sunt foarte mulți care s-au aventurat, sunt așa o mână de oameni, nu cum ne-am fi așteptat să vedem în cel mai aglomerat weekend din acest sezon, ținând cont de faptul că sunt aproximativ 70.000 de turiști așteptați în acest sfârșit de săptămână la malul mării. Am văzut că vântul i-a cam pus pe fugă, dacă putem să spunem așa, s-au refugiat fie pe la terase, fie prin alte părți sau pur și simplu se plimbă pentru că au rămas destul de puțini pe plajă și mai puțini în apa mării. Vă spuneam că salvamarii încearcă din toate puterile să fluiere după ei, să intre după ei dacă este cazul. Din fericire, până în aceste momente nu au fost incidente. Sperăm ca pe tot parcursul zilei să rămână la fel situația, cu toate că nu întotdeauna turiștii ascultă sfaturile salvamarilor și spun că vor să se bucure de mare dacă tot au ajuns aici, fără să țină cont de valuri. Alexandra, mulțumim!